România și Bulgaria pregătesc construcția celui de-al treilea pod comun peste Dunăre. Cele două guverne au înaintat un proiect comun pentru studiu preliminar la Comisia Europeană. Se așteaptă ca până la începutul anului viitor să fie clar dacă proiectul a primit aprobarea pentru finanțare. Semnarea unui contract este preconizată pentru mijlocul anului 2024 și implementarea lui până la sfârșitul anului 2026. Detalii despre subiect are Eugen Tomac, europarlamentar. Evident că reprezintă un pas extrem de important, inclusiv în ceea ce privește dosarul nostru Schengen, însă iată că o inițiativă comună este pe punctul de a ajuta foarte mult traficul. Noi sperăm că atunci când va fi realizat cel de-al treilea pod, pentru că să nu uităm că și cel de-al doilea pod pe lângă podul de la Giurgiu, mai avem podul de la Calafat-Vidin, lucrare realizată tot cu sprijinul Comisiei Europene. Deci există premize pentru ca acest pod să fie realizat și evident că el ne va ajuta odată cu intrarea noastră în spațiul Schengen, pentru că va exista un trafic din ce în ce mai intens între statele noastre și chiar și pe acest coridor european care leagă Europa de est, de la nord la sud. Este, cred, o inițiativă care merită atenția totală și vine într-un moment extrem de potrivit. Totul este să avem argumentele puternice pe care le putem folosi într-un context atât de sensibil cum este criza de securitate, pentru că noi nu am fost suficient de vocali și n-am pus pe masă acest argument extrem de puternic, și anume că 65% din cerealele ucrainene trec pe teritoriul României. Dacă am fi fost în spațiul Schengen, de exemplu, de mult ar fi mult mai implicată și Bulgaria și Grecia în ceea ce privește transportul de cereale. Revenind la pod, evident că este o lucrare importantă, sunt necesare aceste poduri pentru a dinamiza și mai mult schimburile comerciale între statele noastre.